Salutare și bine ați venit la un nou tutorial făcut de D4 Life. În acest tutorial veți învăța cum să instalați Joomla 1.6 pe un server local pentru a putea să vă faceți un website. Primul pas ar fi să downloadați de pe internet un program care se cheamă XAMPP, pe scurt. Îl veți downloada de pe internet sub această formă. Eventual poate mai apare vreo versiune mai nouă, o să se cheme altfel. După ce ați downloadat acest program, îl instalați. Eu l-am instalat tot în aceeași partiție, în partiția D. Puteți să instalați pe orice partiție doriți. Apoi downloadați Joomla de pe joomla.org cu 3W în față. După ce ați instalat Joomla, Joomla va apărea sub alt format, Joomla 1.6 etc. Eu l-am redenumit Joomla. Pur și simplu copiați Joomla după ce ați instalat și XAMPP-ul și ați desfăcut și Joomla, pentru că s-ar putea să apară sub format RAR sau ZIP, ceva de genul ăsta. Copiem Joomla cu totul în XAMPP, în htdocs și pur și simplu apăsăm Ctrl V pentru copiere sau paste, cum știți dumneavoastră. Durează un pic pentru că sunt vreo 4000 de fișiere de făcut upload. Între timp, dacă aveți XAMPP-ul instalat, în momentul în care îl porniți, aveți aici. După ce l-ați instalat, aveți xampstart.exe. Pur și simplu dublu click pe el și el va apărea în bara de jos dreapta. Dacă dați dublu click pe iconița lui, așa va apărea ce tip de servere aveți. Și veți avea Apache și MySQL. Eu mai am și FileZilla bifat pentru că FileZilla este un program făcut upload prin FTP. Și puteți să faceți upload-ul și prin FTP, nu neapărat să-l copiați direct pe calculator prin Windows, prin ferestrele de Windows. Am închis aici. IP-ul dumneavoastră de pe serverul local va fi 127.0.0.1 și intrăm în XAMPP. /XAMPP ca să intrăm pe serverul local. Ceva de genul ăsta va apărea. În partea din stânga jos la Tools avem phpMyAdmin, faceți un click. Și trebuie să creăm o bază de date. Puteți să folosiți orice bază de date care o aveți aici, dar pentru Joomla este bine să creăm o bază de date. Eu am să creez cu denumirea de Joomla, pentru că asta o să folosim. Apăsăm Create. În momentul în care ați apăsat Create, va crea bază de date. Intrați la privilegii și la privilegii aveți doi user, cum ar veni. Apăsați pe acțiune la omulețul cu creionul în mână și aveți aici username-ul care este root, puteți să puneți numele dumneavoastră sau ce doriți, hostul care este pe IP-ul dumneavoastră și ca parolă voi pune admin, parola admin. Admin. Apăsăm go în partea dreaptă jos. Am reușit. Mai apăsăm o dată pe Joomla. Intrăm iarăși la privilegii și facem același lucru și pentru localhost. Localhost, admin, admin. Am făcut aceste două lucruri și acum să intrăm să instalăm Joomla. Ca să instalăm Joomla, scrieți în loc de XAMPP, cum am scris prima dată, /Joomla. Și va apărea Joomla Web Installer. Puteți să alegeți și în română, eu voi opta pentru engleză, apăsăm Next, după ce ați bifat, vor mai apărea încă două pagini la care puteți să dați Next, de două ori Next și aici este foarte important ce veți face. Baza de date, ce tip este, o să las MySQL Lite. Hostname-ul, localhost-ul, username-ul de la baza de date care tocmai am creat-o, care era root sau dacă ați schimbat cu numele dumneavoastră, este numele dumneavoastră și parola care am pus-o mai devreme este admin.
și numele bazei de date. Eu, cum am creat Joomla, numele bazei de date mele este Joomla, numele bazei de date noastre probabil o să fie altfel sau tot Joomla, dacă folosiți tutorialul ca să vă documentați. Și restul lăsăm normal. Apăsăm Next. Mi-a dat o eroare, momentan. Lăsăm pe Remove. Next. Vedem, tot nu vrea. Folosim MySQL atunci. Tot nu vrea. Folosim altă parolă. Da, se pare că cu altă parolă merge, care am pus-o mai devreme. Așa. Aici la FTP Configuration nu prea aveți nevoie pentru că puteți să puneți ca să folosiți FileZilla, dar nu neapărat. Apăsăm Next. Aici eu am făcut mai devreme instalarea la Joomla pentru acest tutorial ca să fie totul în regulă și probabil mi-a ținut parola de dinainte. Numele site-ului pe care doriți să-l faceți. Puteți da orice nume doriți, e-mailul dumneavoastră, puteți să dați e-mailul real și aici admin username și admin password va fi pentru panoul de administrare al Joomla. Eu am pus aici admin și parola tot admin. Să sperăm că va merge data asta cu admin. Apăsați Next. Ultima pagina este foarte importantă. După ce ați instalat și vă ajungeți până la această pagină, intrați în XAMPP unde l-aveți instalat, în htdocs, în Joomla, în folderul Joomla și pur și simplu ștergeți Shift Delete sau Delete normal folderul de instalare. După ce ați șters folderul de instalare, puteți să intrați ori pe site, ori pe panoul de administrare. Intrăm pe panoul de administrare. Acolo unde am pus mai devreme parola admin și username-ul admin, putem să le folosim aici. Limba, dacă ați ales română, va apărea aici română sau română fiind limba default. Eu am engleză limba default. Și apăsăm login. Și acesta este panoul de administrare pentru site. Ca să intrați pe site, să accesați site-ul, folosiți 127.0.0.1/Joomla. Enter sau Joomla sau numele bazei de date pe care ați creat-o. Ori numele bazei de date, ori numele folderului care îl aveți în htdocs. Poate îl aveți Joomla 230. Scrieți Joomla 230 și va apărea. Momentan site-ul apare astfel. Urmăriți și celelalte tutoriale dacă vreți pentru a vedea cum folosim aceste taburi din panoul de administrare de la Joomla. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la tutorial. Numai bine!